Bună seara și bun venit la o nouă emisiune Controverse. Astăzi l-avem ca invitat pe avocatul Ioan Rus, decanul Barului Alba. Bună seara și bine ați venit la noi. Bine v-am regăsit. Domnul Rus, cu accepțiunea dumneavoastră, aș dori să trecem în revistă un pic cariera dumneavoastră politică. Și aici, cu ajutorul dumneavoastră, aș vrea să ne ducem aminte de anii 90, când ați participat la înființarea FSRNU la nivel de Alba. Da, așa este. În 1990, odată cu înființarea FSN-ului, am făcut parte din conducerea partidului, filialei FSN din județul Alba. Am participat la alegeri, lumea știe care a fost scorul electoral, un scor în care FSN-ul a ieșit zdobitor în alegeri și era o poziție slabă. Iar mai apoi am candidat pentru Senatul României, am fost ales senator și am participat pe perioada a 2 ani la procesul legislativ, deci, ca să spunem, la crearea primelor instituții democratice din România. Și cel mai important document adoptat de Parlament la acea dată a fost noua Constituție a României. Altul de Antonie Iorgovan, nu? Da, o Constituție care la acea dată a fost considerată cea mai modernă și cea mai democratică Constituție din statele europene. Pentru că această Constituție a avut în vedere tot ceea ce a însemnat la zi legislația europeană și internațională privind drepturile și libertățile cetățeanului, tot ceea ce a însemnat instituții democratice și ca mecanisme de funcționare a unui stat democratic. Constituția aceasta, mult hulită și, mă rog, contestată, mai ales în ultima perioadă, a fost verificată și a primit avizul Comisiei de la Veneția, o comisie formată din cei mai mari specialiști din domeniul dreptului constituțional din Europa. Și ea, bineînțeles, a fost piatra de temelie a noii societăți românești și pe baza ei s-au adoptat legi și alte acte normative care au creat instituțiile noi ale statului, dăm, spre exemplu, Curtea Constituțională, un exemplu, sau dăm Avocatul Poporului. Bun, o să revenim la Constituție, dar acum să ne întoarcem la cariera politică. Da. Deci, acum a făcut această paranteză. Deci, după, n-am mai dorit să rămân în... A fost aceasta apoi, în 1992, ruptura FSN-ului. Apropo, cum s-a întâmplat în Alba? La noi s-a întâmplat pașnic, ca să spunem așa. Marea majoritate a colegilor care am pornit atunci, în 1990, au rămas la FSN. Eu, împreună cu câțiva colegi, am înființat FDSN-ul. Nu am avut încredere în Roman, în Petre Roman și echipa de la acea dată. Și mi-am dat seama că, din păcate, și partidele noastre care au fost înființate sau care au funcționat după Revoluție, cam nu prea respectă principiile acestea democratice. Există doar o anumită tendință de autoritarism la nivel central, prin care se urmește să se impună anumite puncte de vedere și de multe ori punctele de vedere ale celor din teritoriu sunt prea puțin ascultate. Deci am făcut parte din noua echipă a noului partid FDSN, am fost în echipa națională, am redactat statutul acestui partid, am participat la înregistrarea partidului la nivelul Tribunalului București și apoi la Înalta Curte de Justiție, Curtea Supremă de Justiție de la acea dată. La terminarea acelui mandat nu am mai dorit să merg la București, în Parlament sau într-o funcție de ministru care mi-a fost oferită la acea dată și am refuzat-o. Am preferat să... Veniți prefect. Să vin în Alba, unde aveam și familia și copii, 3 copii, și simțeam nevoia să fiu mai aproape și ei, să îi pot să și ajut. Am fost prefect. În perioada 96? În perioada 92-96. Da? Și 2000, și 2001-2003. 2003, când mi-am dat demisia și am revenit la profesie de avocat. Ați rămas membru PSD, nu? Evident că nu sunt un om care să-mi schimb convingerile politice, să mă plimb de la un partid la altul. Eu consider că
mă rog, și clasa noastră politică trebuie să se maturizeze și să avem de-a face cu oameni politici care nu schimbă ideile după cum au interese personale. Dacă vrei să fii un om politic, atunci trebuie să susții acele idei care țin de doctrina partidului respectiv, să lupți pentru aceste idei, să lupți pentru ca ele să poată fi aplicate în societate și, bineînțeles, atunci când mai ajungi în opoziție, să nu privești spre putere și să încerci să rezolvi niște probleme migrând de la un partid la altul pentru a-ți proteja anumite interese personale sau de altă natură. Nu, iată, au trecut deja 9 ani de când sunteți în umbră, să zicem așa. Nu vă e dor de politică la vârf să faceți politică? Păi eu fac politică acum profesională, din anul 2000. Politica de partid. Așa, deci politică de partid o fac, pentru că, dar nu să spunem așa, în prim plan. Dar nu vă e dor să faceți în prim plan? Deocamdată nu. Nu vă cred. Deocamdată. Prefer să, sigur, să port discuții cu colegii mei din partid. Am rămas în PSD și voi rămâne în PSD. Nu voi schimba orientarea. Sunt un om de stânga, cu idei de stânga care țin de social-democrație. Dar o social-democrație occidentală, modernă. Și eu cred că viitorul societății românești este tot social-democrația. Și spun de ce. Vedeți că în istorie au avut loc revoluții. Tocmai pentru că a existat o mare discrepanță într-o anumită categorie de persoane foarte bogate, și care era mic la număr, și o majoritate săracă. Și dacă societatea nu își creează un mecanism prin care să satisfacă și nevoile populației majoritare sărace, este evident că se ajunge la convulsii, la schimbări de sistem politic, așa a fost și cu societățile acestea capitalistă, comunistă și din nou revenind la altă societate, pentru că societatea asta capitalistă nu mai este cea care a fost la începutul ei. Lumea va evolua și atunci trebuie să existe în planul organizării statale, europene sau, mă rog, care va fi o organizare viitoare, pentru că lucrurile s-au schimbat și se vor schimba. Cine credea că România o să meargă spre Uniunea Europeană? Da, când eram anumite politici, da, marea majoritate, deci nu credea că noi ne vom duce spre Uniunea Europeană, că va cădea comunismul sau socialism. Iată că s-a întâmplat acest lucru și tocmai pentru că n-a funcționat un mecanism economic în așa fel încât populația să spere la ceea ce se cheamă și am scris și noi în Constituție să aibă un trai decent. S-a schimbat politica din 2003 încoace sau e aceeași mărie cu altă pălărie? Sunt evoluții în plan politic și la nivel național, dar și la nivel local. Aș spune că constatăm și un anumit regres în ceea ce privește politica chiar la nivel național și la nivel local. O anumită încrâncenare politică între adversarii politici, ca să spunem așa, cu efecte care nu sunt benefice pentru dezvoltarea României, de ce nu pentru dezvoltarea unităților administrative teritoriale din țara noastră. Când spun această încrâncenare, mă refer la această tendință generală a celor care ajung la putere de a acapara puterea, de a fi în toate și de a marginaliza sau minimaliza rolul unei opoziții. Și în acest sens dau, spre exemplu, județul Alba. Și în județul nostru, atât timp cât a fost în perioada aceasta de 2004 până în 2012 o anumită coloratură politică de dreapta, a existat această tendință de a atrage primarii, de a atrage consilierii locali, consilierii județeni, elitele celor care au activat în opoziție spre putere. Pe bun, asta nu și din păcate, de asta zic. Din când de o parte, când de alta. Da. Deci, noi trebuie să ne gândim că trebuie să încetăm cu această politică, pentru că nu este benefică. Să lăsăm omul să gândească acolo cum gândește el în sufletul lui, să nu îl facem să se dedubleze, una să spună și alta în public să facă. Și alta să gândească sau să simtă în sinea lui. Deci, această politică cred că trebuie îndepărtată. Și a doua, constatăm că de fapt, specialiștii
și în diverse domenii sunt înlocuiți cu oamenii de partid. Pe asta s-a întâmplat întotdeauna. Întotdeauna. Toate partidele care au venit la guvernare au spus vom încerca să, adică vom aduce specialiștii noștri. Sigur că există la fiecare partid oameni care se implică, care ies în față și care doresc să facă anumită politică de partid. Dar atâta timp cât într-un anumit domeniu nu pui un specialist la un minister, la o anumită instituție, la un serviciu deconcentrat, un specialist în domeniul respectiv, ci pui un politru, ca să spunem așa, unul care nu știe, acesta nu va ști să facă să funcționeze acel sistem foarte bine. Trebuie să stai anumită perioadă până încearcă să se acomodeze, așa, ceea ce nu mi se pare a fi normal. Dacă vrem într-adevăr ca societatea românească să avanseze într-o direcție mai rapid și într-o direcție pozitivă, e nevoie să punem elitele românești, specialiștii românești la locurile potrivite și de acolo să vină cu soluții. Domnule Gust, asta fiecare politician, lucrurile acestea, care foarte frumos sună, le-a da. Spus la vremea respectivă, dar când a ajuns la putere, n-a mai făcut. Din păcate, așa este. Acum la putere sunt socialdemocrații și liberalii. Premier e Victor Ponta, pe care dumneavoastră l-ați cunoscut. Evident. Și aș vrea să vă dați opinia vis-a-vis de dânsul ca premier și în același timp vis-a-vis de Titus Corvățeanu ca ministru al justiției. Evident că sunt doi juriști importanți, eminenți din punctul meu de vedere. Și domnul Ponta are o mică experiență și în Parlament, are și experiență în guvern, a lucrat și ca ministru, a lucrat și șeful corpului de control al primului ministru, are și specialiști în jurul dânsului. Eu sunt convins că acum cât a fost și în opoziție și la putere, a câștigat suficientă experiență, în așa fel încât să vină cu... Și sunt convins că va asculta de specialiștii partidului nostru, care, bineînțeles, sunt buni specialiști, și că va veni cu soluții care să asigure o tranziție mai ușoară și, mai ales, trecerea crizei economice mai ușor, în așa fel încât ea să fie suportată nu doar de cei foarte săraci sau cu venituri medii, să suporte toate categoriile sociale. Am încredere și sunt bucuros că a luat în apropierea sa ca viceprim-ministru pe Florin Georgescu, pe care l-am cunoscut ca un foarte bun prim-ministru, foarte bun, poate într-un timp viitor și prim-ministru, dar foarte bun ministru al finanțelor. A câștigat o experiență importantă și în domeniul bancar, fiind viceguvernator. Părerea mea este că în momente de criză trebuie să te bazezi pe specialiști care sunt în acest domeniu, bancar și financiar. Vedeți că această criză mondială a venit pornind de la sistemul bancar. Deci cu aceste bănci care au ajuns într-o stare foarte, foarte gravă și vedeți cu acest blocaj în acordarea de credite, în vederea rezervelor investiții. Deci eu cred în Victor Ponta, l-am și votat atunci când a fost la noi la congres în funcția de președinte al partidului. Dorește să întâlnească echipa și spus că după alegerile din toamnă, dacă PSD-ul, dacă USL-ul va câștiga alegerile, va promova mai mulți miniștri tineri. Sigur, punctul meu de vedere este că e bine să-i promovăm și pe tineri, dar tinerii să fie și bine pregătiți în domeniul respectiv, să nu pune pe cineva, spre exemplu, într-un domeniu care nu se pricepe. Era cel mai indicat Titus Corvățeanu pentru... Domnul Titus Corvățeanu cred că ar fi optat mai mult pentru Ministerul de Externe, unde a lucrat în acel domeniu, dar eu zic că și la Ministerul Justiției va face față, pentru că este totuși absolvent a unei facultăți de drept, este de profesie avocat și de să face parte din baroul București. A lucrat în Parlament și faptul de a lucra în Parlament două mandate este cât două facultăți, să spunem așa, pentru că acolo este procesul de elaborare a actelor normative, a legilor, și acolo se confruntă ideile, fiecare cuvânt, fiecare frază, fiecare articol sau aliniat presupune, are în spate o anumită politică din domeniul respectiv. Și a câștigat o experiență importantă, cunoaște și știu că va avea tact în ceea ce este raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu celelalte instituții, cu societatea civilă care activează în acest domeniu al drepturilor și libertăților omului.
Sunt acte normative acum extrem de importante care trebuie să fie elaborate și apoi supuse aprobării Parlamentului. De exemplu, acum s-a adoptat și legea de aplicare a noului cod de procedură civilă. Era nevoie de această legislație ca să ne adaptăm și noi la ceea ce înseamnă legislație europeană modernă, fiindcă noi am lucrat înainte cu codul pe la 1864, sigur, foarte bune, așa cei la revedibul lui Cuza, și care s-a inspirat din codul napoleonian. Deci tot un cod la acea dată. Dar trebuia să se păstreze și o caua. Păi, da, acum, da, o caua, da. Sigur, și în domeniul acesta noi vom profita de prezența domnului Corlățeanu la Ministerul Justiției, pentru că acum, fiind și eu decan și fiind și în Consiliul UNBR, vom pregăti proiecte de legi, de modificare a legii de organizare a avocaturii, ceea ce este organizarea și funcționarea profesiei, a organelor care sunt în structura aceasta, ceea ce este sistemul de asigurări sociale și pensii ale avocaților. Sunt și aici multe lucruri care trebuie să le aducem la zi, să le actualizăm și... Ziceați și de o bibliotecă? Cum? Ziceați și de o bibliotecă? Da, deocamdată există la nivel național, deci noi vom gândi în plan legislativ, și asta ne interesează acum, să elaborăm niște acte, să elaborăm modificări, proiecte de legi, inițiative legislative de modificare a legii noastre, de organizare a avocaturii, în contextul acesta în care există și legi speciale privind notarii, privind executorii judecătorești și consilierii juridici. Ne confruntăm și cu ceea ce se cheamă o avocatură clandestină prin așa zisul barou constituțional, unul care este paralel cu cel al nostru și care nu este recunoscut de lege. Deci vom profita și în plan național în legătură de prezența miniștrilor noștri, juriști, pentru a încerca să îmbunătățim legislația în domeniu și, de ce nu, și în alte domenii, să venim cu idei, cu sugestii, pentru că avocații, orice s-ar spune, se confruntă de multe ori cu, în activitatea de aplicare a legilor de acordare a asistenței juridice, cu legi insuficient de clare, interpretabile, care au consecințe, mai ales în planul acesta, nu doar, să zicem, civil, ci în planul acesta penal, sau unde, care presupune o răspundere penală, o răspundere fiscală. Și aici, dacă legile nu sunt clare, e nevoie ca ele să fie la un moment dat clarificate în așa fel încât să se poată da soluții care să corespundă literei și spiritul legilor respective. Ca avocat, ați pățit vreodată să apărați un client în cazul căruia ați fi vrut mai degrabă să fiți procuror? De multe ori da. Însă noi pornim de următoarea, pentru că știu, eu sunt cetățean în primul rând, sunt om. Ca cetățean nu pot să fiu de acord cu proxenetismul, cu prostituția, cu drogurile sau cu alte fapte extrem de grave. Ca avocat, uneori ești pus în situația să acord asistență juridică din oficiu, pentru că în asemenea situații limitele pedepselor sunt foarte mari și legea protejează și dă dreptul unui inculpat să fie și apărat. Sigur, eu lapă pe acel inculpat, dar nu înseamnă că prin asta încerc să-l scot nevinovat. Aici îi dai apărare în sensul că îi expui ce posibilități are de a se apăra, în ce context a fost săvârșită fapta respectivă. Să-i se micșoreze pedepsele. Odată în limitele pedepselor, ținând cont de circunstanțele reale, de circunstanțele personale ale inculpatului, dacă o persoană a fost provocată de partea cealaltă, deci partea adversă, nu poți fi de acord nici cu acte de tâlhărie, furturi, omoruri și alte fapte grave, dar deci în sinea mea nu pot fi de acord, dar atunci când ești obligat, adică când ai această misiune, trebuie să o faci cu demnitate și cu respect față de valorile umane și ale unei societăți democratice. În toamnă vom avea alegeri parlamentare. Lăsându-le deoparte pe astea locale din iunie. Tocmai în Camera Deputaților a trecut legea votului uninominal majoritar. Ce părere aveți despre acest sistem de vot? Acest sistem de vot a fost aplicat și în anul 1990. Pentru că și atunci a fost un scrutin de listă, nu a fost, să zicem așa, nominal, dar se avea în vedere cine avea numărul cel mai mare de voturi ca să intre în Parlament. Da, este un progres, într-un fel, din două puncte de vedere. Adică nu mi se pare normal unul care, să zicem, a fost pe poziția a treia sau a patra la deputați, să prin sistemul de redistribuire să ajungă deputat
Și se pierde cel care, zice, m-a ajuns la 40-45%, n-a avut chiar 50%. Cum s-a întâmplat acum 4 ani. Cum s-a întâmplat acum 4 ani. Dar să știți că eu nu sunt adeptul votului uninominal. Sunt adeptul votului pe listă. Și să mă explic. În sensul că acest sistem al votului pe listă este cel care se aplică în marea majoritate a statelor europene și statelor democratice. Votul acesta uninominal creează anumite facilități sau asigură înscrierea și participarea la vot a celor care sunt cu bani, care au posibilități să-și susțină o campanie electorală și, din păcate, uneori cei care ajung prin Parlament, un Becali sau un altul care ar ajunge acolo, nu știu dacă pot fi cei mai buni parlamentari, sub aspectul acesta al participării la sistemul de eliberare a legilor. Eu îl respect pe domnul Becali pentru ce a făcut la sport, am dat acest exemplu, dar mie mi se pare că în Parlament, dacă este acest vot pe listă, partidele își asumă o anumită responsabilitate și, în general, propun pe listă, pe locurile considerate eligibile, oameni care sunt specialiști în diverse domenii. Am nevoie de juriști, am nevoie de ingineri, de economiști, de alți specialiști, îi punem pe listă. Și partidul își face, mai ales la nivel național, o anumită politică, pentru că va avea nevoie în comisiile parlamentare, în fiecare comisie, să aibă reprezentanți. Deci, în comisia, zicem, financiară, de buget. Ai nevoie de specialiști în acest domeniu. Nu poți să mergi cu unii care, de fapt, nu cunosc și trebuie să învețe cei care lucrează la Parlament, la comisia aceasta legislativă. Păi și credeți că... Și atunci, eu zic așa, deci votul pe listă. Dar un partid care se respectă, credeți că un partid care se respectă, credeți că o să-l pună pe primul loc, adică o să se bazeze pe un candidat care îi plin de bani în detrimentul unui specialist? Da, de multe ori se întâmplă așa. Ajung să fie promovați pe liste și să ajungă în Parlament. Dar asta vreau să spun, că acest vot uninominal ne-a dovedit că, așa cum s-a spus și de către domnul președinte Băsescu și de cei care l-au susținut, au spus că va fi primenită clasa politică și vom avea foarte buni parlamentari. Acum, nu știu, comparați-vă dumneavoastră parlamentarii actuali care au fost aleși pe scurt timp de vot pe, uninominal. Dacă stai variante sau, aici cu da, votul. Sau cel care a fost pe listă. De aceea eu rămân acest adept. Acum sigur se va încerca într-o viitor și alte formule, vot uninominal și vot pe listă. Probabil că se vor gândi la votul acesta pe listă, că unii care, spre exemplu, au fost la uninominal și nu au șanse să mai fie aleși în acea circunscriție, se gândesc că dacă intră pe o listă cu mai mulți candidați au mai mari șanse. Ca tare, să ajung la această formulă, mie mi se pare corect să fie parlamentar cel care întrunește numărul cel mai mare de voturi în primul tur, să nu mai organizăm un al doilea tur care înseamnă niște costuri suplimentare. Pe un singur tur să va merge, am înțeles. Ceea ce mie mi se pare totuși, nu este pe punctul meu de vedere, este acela că eliminăm pragul electoral. De ce? Părerea mea este, nu sunt de acord cu această, această eliminare a pragului, este o decizie a partidului și bineînțeles că eu o respect, dar din punctul meu de vedere, ca și jurist, ca și unul care a lucrat la Constituția la timpul potrivit, trebuie să dai totuși un anumit prag electoral, pentru că se va fărămița și mai mult Parlamentul sub aspect politic și va fi greu să adopți anumite legi. Pe aici părerile sunt împărțite. Aici părerile sunt împărțite și apropo de asta... Putem face așa. Putem să mișorăm pragul. Să nu mai fie, zicem, 5%, să fie un 3%. Dar așa putem ajunge în situația în care intră în Parlament unii care n-au nici 1%. Intră, zicem, un parlamentar, nu? Dacă de la un partid, dăm un exemplu, un NPR-ul. Intră cineva de la un NPR, ăia intră, sunt parlamentari. Și bineînțeles că după ce vor intra acolo, va începe migrația politică de la un partid la altul, cum s-a întâmplat și cum se întâmplă în continuare. Bun, pe cine ajută acest sistem de vot uninominal majoritar? Că părerile sunt împărțite. Ajută actuala putere sau opoziția? Eu zic că da. Deci partidele care mari sunt la putere și partidele mari au șanse mai mari decât partidele mici și o să fie și partide mici care au un anumit număr sau organizațiile minorităților naționale vor avea și ei reprezentanți.
Noi atunci când am elaborat Constituția ne-am pus problema, oare chiar este bine să dăm minorităților naționale acest drept de a avea un reprezentant în Parlament, chiar dacă nu obțin un număr de voturi cât înseamnă o normă de reprezentare. Am făcut-o și asta înseamnă așa un mic risc. Uitați-vă că acest grup al minorităților naționale, altul decât cel al UDMR-ului, fac jocurile în Parlament. Din păcate. S-a ajuns, vedeți, și înainte, deci grupul minorităților naționale a susținut vechea guvernare PDL-UDMR, iar acum susțin actuala majoritate parlamentară. Deci au un rol important și bineînțeles că dau voturile obținând sau solicitând o serie de avantaje în... Pe UDMR-ul n-a făcut tot așa? Sau acum că nu mai joacă UDMR-ul? Acum, vedeți, se va ajunge și la o fărămițare a votului în cadrul minorității maghiare. Sunt și aici mai multe partide, unele mai radicale, altele mai ponderate, mai moderate, și ne vom putea trezi și aici că vor fi partide maghiare care vor avea puncte de vedere în Parlament uneori exagerate în raport cu ce se înseamnă legislația europeană și cu pretențiile lor față de Constituție, cu această teorie a ținutului natal al minorității și al unor regiuni și cu această dorință de a elimina caracterul național al statului român, tendințe care nu o să poată să reușească, pentru că noi am avut de grijă în Constituție să prevedem că nu pot fi revizuite din Constituție prevederile care vizează statul național unitar român. Suntem un stat așa cum e și Franța, și acolo există minorități, dar suntem un stat național și trebuie să îi acceptăm acest caracter. Bun, continuăm după o mică pauză publicitară.